La sanatoriul Balotești, o echipă de medici condusă de doctorul Stelian Ivașcu a realizat recent o intervenție chirurgicală unică în lume, autogrefa pulmonară. Bolnavul, în vârstă de 55 de ani, prezenta un neoplast pulmonar stânc, ceea ce solicita înlăturarea întregului pulmon. Condițiile generale ale bolnavului, nepermițând asemenea intervenție, s-a recurs la grefarea lobului inferior sănătos în locul celui superior afectat. Îndrăzneața intervenție realizată la Balotești se înscrie ca o nouă cucerire a chirurgiei noastre. La 3 săptămâni după operație, evoluția sănătății îi permitea pacientului să se bucure de mirificul decor al acestei ierni. Vânatul sistematic de reporterii noștri, iarna s-a lăsat...